părăsit și pun astăzi întrebarea: câți credincioși, câți pocăiți, câți copii al lui Dumnezeu l-au părăsit pe Dumnezeu din dragoste pentru lumea aceasta? Că am început să iubim lumea, să iubim lucrurile lumii, să iubim viața lumii, să iubim petrecerile, să iubim desfătările, să iubim luxul din lume, petrecerile, distracțiile din lume, și am devenit lumești ca și lumea. Și nu mai există nicio deosebire între noi și ei, când ar trebui să fie atât de mare diferență între noi și ei. Pentru că mă gândesc câtă diferență între lumină și întuneric. E atâta diferență. Când oamenii aleargă într-o direcție, noi ar trebui să avem altă direcție. Ținta noastră să fie cerul, ținta noastră să fie împărăția, ținta noastră să fie neprihănirea, ținta noastră să fie rugăciunea, ținta noastră să fie voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Când oamenii aleargă într-o parte, noi să alergăm în altă parte. Slăvit să fie Domnul! Să putem vesti oamenilor nu doar cu vorba, ci cu fapta și cu viața, că există o împărăție, că există un cer, că există o veșnicie și o bucurie pe care a pregătit-o Iisus Hristos Domnul pentru aleșii Sui. Lăudați să fie Domn! Lăudați să fie Domn! Spune Biblia despre ucenici, despre apostol, își vindeau averile, își vindeau goarele și împărțeau după nevoile fiecăruia, și oamenii erau mirați: măi, oameni, noi ne luptăm să strângem în viața asta, noi ne luptăm să facem, să construim, și voi vindeți, renunțați la tot, renunțați la averi, la case, la tot ce aveți. O zis da, pentru că pentru noi a pregătit Dumnezeu cerul, a pregătit împărăția. Slăvit să fie Domnul! A pregătit străzi de aur, au pregătit porți îmbrăcate cu diamante și safire. Noi n-avem ce să alergăm după gunoaiele lumii acesteia, că toată bogăția care poate exista pe fața pământului o pregătit-o Dumnezeu pentru copiii Săi. Slăvit să fie Domnul! Și știi ce spune Biblia? Ochiul n-a văzut așa ceva. Poți să te plimbi pe toată fața pământului, poți să mergi în toate țările, în toate locurile. Bogăția care a pregătit-o Dumnezeu pentru aleșii Săi n-a văzut-o nimeni și nu o va vedea. Ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-a suit. Așa este bogăția care a pregătit-o Dumnezeu pentru copiii Săi. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Erau gata să renunțe la orice. Își vindeau averile, își vindeau oricum, pentru că ei credeau și dovedeau oamenilor și spuneau cu fapta, nu doar cu vorba: oameni buni, pământul ăsta va arde cu tot ceea ce este pe el, la cei buni să strângem pe el, să aibă Dumnezeu ce să ardă. Mai bine să n-avem ca să nu ardă Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a pregătit un cer și o împărăție care e veșnică. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Onorați să fie Dumnezeu pentru aceasta! Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere și biruință. Cât de frumos spune cuvântul Domnului: dar dacă aveți ce mânca, ce bea și cu ce vă hrăni, vă este de ajuns. De ce? Că Tatăl a pregătit totul. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Spune pilda că El a pregătit totul, a pregătit masă. El doar ne cheamă să venim la El. Slăvit să fie Dumnezeu! Totul-i pregătit de împăratul, totul-i pregătit de mirele. O zis, mă duc să vă pregătesc un loc unde sunt eu, să fiți și voi. Mai crede noi aceste lucruri! Mai crede noi aceste lucruri! Când inima s-o lipite pământul ăsta, când inima s-o lipite bogățiile lumii acestea, Hristos Domnul să ne deslege în această zi, să ne libereze și să facă o trezire adevărată în viețile noastre, să putem trăi pentru Împăratul Împăraților și pentru Regele Regilor.